unitate de biologie vegetală și animală pentru cei care ați susținut examenul de bacalaureat la această materie. Haideți să începem și să vedem o variantă de rezolvare. Cornea, moarea, poasă, puncte, puncte și puncte, puncte sunt componente ale sistemului optic al ochiului mamiferelor. Aici avem să completăm cu cristalinul și cu moarea vitroasă. Apoi ni se cere să dăm două exemple de faze ale diviziunii celulare mitotice și să scriem în dreptul fiecarei faze câte o caracteristică. Mitoza, da, diviziunea celulară mitotică, are patru faze, profază, metafază, anafază și telofază. Acum puteți scrie despre oricare. La profază știm că începe condensarea și spiralizarea cromozomilor. La metafază știm că cromozomii și-au atins maximul de condensare și de spiralizare și că se dispun în placa metafazică. La anafază știm că acei cromozomi monocromatidici încep să se îndrepte către polii celulei. Și la telofază știm că începe despiralizarea cromozomilor pentru refacerea nucleelor, da? Cele două nuclee de la polii celulei inițiale, ca apoi să înceapă și diviziunea propriu-zisă a celulei. Da? Am avut prima cariochineza pe care am împărțit-o în profază, metafază, anafază și telofază și acum o să înceapă citochineza. Mergem mai departe și ne uităm peste grile. La grile avem 1. Coniferele sunt alge, nu sunt alge că nu trăiesc în mare sau în ocean. Filicate, nu. Dicotile donate, nu. Gimnosperme, sunt gimnosperme. Crustacei sunt artropode, cordate, gastropode și fozoare. Artropode. Corola florii angiospermelor este alcătuită din totalitatea carpelelor, petalelor, sepalelor, staminelor. Petalelor, da? Și mai avem apoi rinichii. Au la exterior o capsulă fibroasă, acesta este răspunsul corect. Participă la realizarea funcției de relație, nu? Că sistemul excretor intră în alcătuirea, în realizarea, de fapt, a funcției de nutriție. Sunt componente ale căilor urinare. Nu, căile urinare sunt reprezentate de uretere, vezică urinară și uretră și sunt localizați în cavitatea toracică. Nu, că nu sunt nici lângă inimă, nici lângă plămâni, da, sunt localizați în cavitatea abdominală, da, în porțiunea posterioară, de o parte și de alta a coloanei vertebrale din regiunea lumbară. La plante, fotosinteza are sediul la nivelul mitocondrii? Nu, mitocondria are rol în respirație. Sediul fotosintezei este cloroplastul. Constă în eliberarea de dioxid de carbon, Doamne ferește, ar fi fost un lucru foarte rău. Da? De asta noi suntem recunoscători plantelor, tocmai pentru că ele ne oferă oxigenul, nu dioxidul de carbon, și îl consumă de dioxidul de carbon în fotosinteză. Prin respirație și ele vor elimina dioxid de carbon. Este un tip de nutriție autotrof, da, este un tip de nutriție autotrofă. Și se realizează în absența luminii? Nu, clar. Știm că energia luminoasă este cea care permite fotosintezei să funcționeze. Ovulele și spermatozoizii sunt celule haploide, adevărat, da? Adică au jumătate din numărul de cromozome ai speciei respective. Tripsina, componenta sucului pancreatic, are rol în digestia chimică a glucidelor. Fals, tripsina, da, ok, este componenta sucului pancreatic, dar are rol în digestia proteinelor. Cantitatea de energie obținută prin respirație aerobă este mai mică decât cantitatea de energie obținută prin respirație anaerobă. Fals, da? Noi știm că prin respirație aerobă are loc degradarea totală a substanțelor și se obține o cantitate mare de energie. Pe când, prin respirație anaerobă, sunt degradate substanțele parțial, astfel încât se produc niște produși intermediari, deci nu se obține toată energia și atunci este o cantitate mică de energie acolo, deci trebuiau inversate cele două, adică cantitatea de energie obținută prin respirație anaerobă este mai mică decât cantitatea de energie obținută prin respirație aerobă. Mergem la subiectul 2 și ni se cere să caracterizăm în boala sistemului circulator la om și să spunem denumirea bolii, o cauză, o manifestare și două măsuri de prevenire. Am ales accidentul vascular, o cauză o reprezintă hipertensiunea arterială după infarctul miocardic,
o manifestare, paralizia și o modalitate de prevenire și de combatere, păi un stil de viață sănătos, da? Evitarea sedentarismului și mai putem spune evitarea unei diete bogate în lipide. Apoi ni se cere să explicăm rolul arterei aorte, este cel mai important vas de sânge din corpul nostru pentru, și asta datorită faptului că transportă sângele încărcat cu oxigen către toate celulele corpului nostru, evident prin ramificațiile sale, astfel încât toate celulele corpului nostru să fie oxigenate. Bun, ni se spune așa, să calculăm masa de apă din plasma sângelui unui copil care are 28 de kilograme. Ok. Deci nu trebuia să ni se dea datele celelalte, că noi ar trebui să știm. Noi știm așa că 7% reprezintă sângele. 7 supra 100 ori 28, 1,96 kilograme sânge. Apoi știm că 55% reprezintă plasma din sânge, 55 supra 100 ori 1,96, 1,078 kg plasma. Apoi noi știm că 90% reprezintă apa. Și o să obținem 0,9702 kg apă. Deci asta e chiar ușoară. Ce trebuie apoi să facem este să completăm problema cu alte cerințe. Și putem să cerem cantitatea de elemente figurate. Da? Care este masa elementelor figurate? Și știm că masa elementelor figurate reprezintă 45%. 45 supra 100 ori 1,96. Da? Fie asta, fie putem să facem scăderea, da? Dintre 1,96 și 1,078. Se obține 0,882 kg elemente figurate. Mergem acum la problema de genetică, este foarte ușoară și aceasta, dar hai să vedem. Ni se spune că se încrucișează un soi de nuci, două soiuri de nuci, pardon, care se deosebesc prin două perechi de caractere. Un soi de nuci are fructe mari, și ovoidale. Și că este heterozigot pentru dimensiune. Hetero. Iar al doilea are fructe mici. Și alungite. Și ni se spune că este hetero pentru formă. Da? Bun. Și ni se, avem apoi cerințele. Inițial ni se cere genotipul celor doi părinți. Bun. Haideți să stabilim puțin, da? Ne aducem aminte că orice individ are dublu, da? Un set dublu de gene, da? Că vorbim de fructe mari, o să avem genele în dublu exemplar, dacă vorbim de ovoidale, iar în dublu exemplar. Ce însemnau homozigot și heterozigot este iar foarte important. Heterozigot știm că era atunci când aveam un organism format din gene pentru același caracter diferit, adică una dominantă și una recesivă, iar homozigot atunci când aveam două gene de același fel, da? Adică fie două gene dominante, fie două gene recesive, care determinau același caracter.
Bun, deci avem primul soi cu fructe mari, dar este heterozigot. Și spuneam că avem un genul dominant și una recesivă, după care avem cu fructe ovoidale. Aici nu ne s-a mai spus că este heterozigot sau homozigot, dar având în vedere că este o genă recesivă, ca ea să se exprime în fenotip și să-și dea caracterul său, este clar că trebuie să fie în stare homozigotă. Și atunci o să avem 2 de A mic pentru primul organism. E mare, e mic, A mic, A mic. Cel de-al doilea organism o să fie cu fructe mici și nu ni s-a spus homo sau hetero, dar noi știm că este homozigot pentru că altfel nu se exprimă gena în fenotip și cu fructe alungite heterozigot, o genă dominantă și una recesivă, întotdeauna gena dominantă este prima. Și am aflat prima cerință. La a doua cerință ni se cere genotipul pentru fiecare organism în parte. Eu așa fac aici, dar voi pe ciornă puteți face asta. Eu vă sfătuiesc ca pe foaie, pur și simplu să dați răspunsurile. Gameții, da? Celor două organisme. Clar. Mă uit aici. M mare, A mic și M mic, A mic. Da? Iar M mic, A mare, M mic, A mic. La C ni se cere din F1. O să ne uităm puțin peste cerință. Trebuie să știm indivizii din F1 cu ambele caractere dominante, genotipul lor și apoi procentul cu fructe ovoidale. Pentru a rezolva acest punct, trebuie să încrucișăm, da? Să aflăm organismele din F1. Primul de la primul organism cu primul de la al doilea organism și obținem M mare, M mic, A mare, A mic. Apoi primul de la primul organism cu al doilea de la al doilea organism. M mare, M mic, A mic, A mic. Al doilea de la primul organism cu al doilea, cu primul de la al doilea organism. Și avem M mic, M mic, A mare, A mic și mai avem ultimii M mic, M mic, A mic, A mic. Și ni s-a cerut nouă să spunem genotipul organismelor care au ambele caractere dominante și observăm aici dominant, dominant. Acesta e, deci trebuie să scriem mare, mic, A mare, A mic. După aia avem doar ăsta dominant, al doilea nu e sau al doilea dominant și primul nu e sau niciunul. Și de asemenea ni se cere procentul organismelor cu fructe ovoidale. Procentul, da? Eu trebuie întâi să-mi aleg câte organisme au fructe ovoidale și mă uit, aici am fructe mari și alungite, fructe mari și ovoidale, fructe mici și alungite, fructe mici și ovoidale. Da? Deci am 2 din 4, asta înseamnă 50%. Și la punctul D trebuie să cerem noi ceva, iar eu vă propun aici procentul și genotipul organismelor dublu homozigot. Este ultimul, e mic, e mic, mic, mic. Și avem 25%. Mergem și la subiectul 3 și știm că aici avem puțin mai mult de scris. Ni se cere să scriem 3 caracteristici ale urechii medii la mamifer. M-am gândit așa, să spunem că spre urechea externă, urechea medie este delimitată de timpan. Sau, urechea medie conține cele 3 oștia rece, canicovală și scăriță. Sau, urechea medie comunică cu nazofaringele prin trompa lui Eustahie. Astea ar fi cele 3 caracteristici. Scrieți un argument în favoarea rolului pielii de organ de simț. Pielea este un organ de simț datorită faptului că ea conține numeroși receptori, receptori care sunt capabili să preia informațiile tactile, termice, dureroase, de vibrații, de presiune și să le transmită mai departe către organele nervoase, către encefal, unde sunt transformate în senzații dureroase, tactile, termice, și tot așa. Asta ar fi argumentul. Apoi ni se cere la encefal componente. Putem spune că encefalul este alcătuit dintr-un cerebral, cerebel, diencefal și emisfere cerebrale.
Și mai putem spune că diencefalul conține hipotalamusul, care conține nuclei vegetativi ce controlează pofta de mâncare, spre exemplu. Bolile sistemului nervos central au un factor de risc. Alcoolul este un factor de risc care poate duce la pierderea treptată a memoriei sau putem spune că drogurile reprezintă un factor de risc care pot duce la distrugerea sistemului nervos central al omului. Mergem acum la ultimul item, unde ni se spune că celulele, unități structurale și funcționale ale lumii vii, se grupează în țesuturi, iar acestea la rândul lor formează organe. Să enumerăm trei componente ale celulei eucariote. Da? Eucariot, știm, eu adevărat, care e un nucleu, celule eucariote, celule cu nucleu. Trei elemente componente, membrană celulară, citoplasmă și nucleu. Simplu. Trebuie să explicăm relația dintre structura și funcția vaselor conducătoare lemnoase ale angiospermelor. Vasele conducătoare ale angiospermelor sunt alcătuite din celule alungite, lipsite de citoplasmă, care și-au păstrat doar pereții celulare, astfel încât să aibă forma unor tuburi, tocmai pentru a permite transportul sefei brute, da? De asta nu avem citoplasmă, citoplasma ar fi îngreunat, practic, trecerea pe acolo și astfel ele au aspectul unui tub sau unui pai care permite trecerea cu ușurință pe acolo a sefei brute. Și apoi, la mineseu, avem țesuturile animale epiteliale. Aici putem să spunem ca noțiuni țesut epitelial de acoperire, țesut senzorial și țesut secretor, trei termeni, după care avem celule de susținere, celule senzoriale și hormoni, spre exemplu. Și putem să vorbim despre fiecare în parte. Țesuturile epiteliale de acoperire sunt dispuse la exteriorul corpului, acoperă toate celelalte țesuturi, sunt alcătuite din celule strâns unite între ele, fără spații, dispuse pe unul sau mai multe straturi, care stau pe o membrană bazală, ce le delimitează țesuturile de dedesubt. Țesuturile senzoriale intră în alcătuirea organelor de simț și sunt alcătuite din celule senzoriale capabile să preia informațiile și din celule de susținere. Și apoi țesuturile epiteliale glandulare sau secretoare sunt cele care intră în alcătuirea glandelor și care au rolul de a produce și de a elimina diverse substanțe, cum ar fi hormoni. Și cu asta am terminat și mini-eseul nostru și am obținut și o notă mare la examenul de BAC. Sper că te-ai descurcat, că ți-a fost ușor și că vei reuși să faci tot ceea ce ți-ai propus. Mult succes și ne vedem data viitoare. Pa, pa!